În plin scandal al revocării conducerii companiei Apaserv de către acționarul majoritar Consiliul Județean Neamț, compania a semnat marți 27 septembrie una dintre asocierile cele mai importante pentru dezvoltarea infrastructurii județului Neamț în domeniul rețelelor de apă și de canalizare. Este vorba despre semnarea unui contract cu asocierea de firme Tahal Consulting Engineers Limited și Rom Capital Invest S.A., care au câștigat licitația privind semnarea contractului de achiziții publice, având ca obiect asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț pentru perioada 2014-2020. Obiectivele contractului care se semnează astăzi, obiectivele specifice ale acestui contract, sunt pregătirea aplicației de finanțare pentru programul operațional de infrastructura mare, AXA 1. Inclusiv în aplicația de finanțare vor trebui realizate studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice în condițiile în care intervenim asupra mediului. Pentru aplicarea unui astfel de proiect se va impune revizuirea masterplanului județului Neamț și a listei de investiții. Proiectul urmează să se desfășoare în două etape. Etapa întâi presupune pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Etapa a doua se referă la managementul proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului și supervizarea contractelor de lucrări. De asemenea, ca activitate principală, este revizuirea masterplanului județului Neamț, presupunând și actualizarea listei de investiții prioritare, care se va derula prin programul COIP. Se realizează, cum v-a spus colega mea, în două etape. Principalul, în prima etapă, este aprobarea aplicației de finanțare de către Comisia Europeană. În etapa a doua se vor derula activitățile de supervizare lucrări, inclusiv cu personal calificat și autorizat, exemplu fiind diriginții de șantier. Contractul se va derula pe o perioadă de 71 de luni și are o valoare de 47 de milioane de lei. Investițiile propuse a se realiza în perioada 2014-2020 vor fi de aproximativ 185 de milioane de euro. În condițiile apariției unor blocaje, compania riscă să piardă cei 47 de milioane de lei, județul rămânând fără finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată. Astăzi, la semnarea contractului de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț în perioada 2014-2020. Este un contract care se va derula pe 71 de luni, în valoare de 47.590.000 de lei, aproximativ. Un contract care cred că va duce la dezvoltarea județului Neamț, la dezvoltarea infrastructurii pentru județul Neamț, astfel încât să ne îndeplinim obiectivele care ni le-am asumat față de Uniunea Europeană și noi ca și companie ni le-am propus pentru perioada 2014-2020. Reprezentanții asocierii Tahal Consulting Engineers Limited și Rom Capital Invest S.A. au declarat că sunt onorați să aibă ca partener compania Apaserv și s-au angajat să asigure toate resursele umane și materiale care au ca scop dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare în județ. În numele asocierii Tahal Consulting Engineers, LTD, Tel Aviv și Rom Capital Invest, suntem onorați că avem ca partener Apaserv Piatra Neamț. Suntem conștienți de faptul că acest contract pe o durată de 71 de luni, așa cum l-a menționat domnul director general, este un obiectiv prioritar pentru Apaserv. Împreună cu partenerii noștri contractuali vom asigura absolut toate condițiile, resursele umane, materiale, pentru ca acest proiect să fie un succes și să ne atingem cât se poate de repede obiectivele stabilite. Scopul fiind, bineînțeles, maximizarea fondurilor atrase de la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp posibil, în așa fel încât județul să poată beneficia de o infrastructură de apă și de canal la nivel european.
Conducerea companiei Apaserv a făcut apel la toate instituțiile din județ pentru asigurarea unui climat de colaborare în vederea implementării unui proiect de o asemenea valoare și importanță pentru cetățenii județului Neamț. S-a mai amintit și despre strategia de tarifare a prețului apei, excluzând însă scăderea prețului, deoarece planul de tarifare susține fondurile accesate.